chestiunea cu greva. Cum o vedeți? Sunt, în primul rând, dacă sunt întemeiate revendicările profesorilor. Da, cu siguranță. Cu siguranță sunt întemeiate pentru că vorbim de salarii foarte mici, atâta timp cât educația întotdeauna a fost considerată, cel puțin la nivel de legislație, o prioritate. O prioritate națională, dar nu cred că este contextul în care se realizează aceste proteste, nu cred că își dau locul la Adică nu societate. e momentul cel mai Nu e potrivit? momentul, da. Păi acum mă pun în locul lor. Cel mai potrivit moment este când ai impactul cel mai mare. La finalul anului școlar, când blochezi încheierea mediilor, când blochezi examenele. Nu aveți dreptate. Dar cu toții suntem conectați, ca români, ca cetățeni al României, suntem conectați la faptul că în lumea politică românească, la acest sfârșit de mai, va fi o schimbare foarte, foarte importantă din punct de vedere politic. Acea rotativă pe care o cunoaștem toți. Păi asta însemna să mai aștepți un an de zile. Ei spun că au așteptat Nu niște neapărat. ani. Puteau să aștepte câteva zile până când această rotativă se înfăptuia, iar noul guvern își putea asuma mult mai bine, nu? Solicitările profesorilor.